Avem la telefon acum pe Ciprian Marica, acționarul celor de la Faru. Bună dimineața! Bună dimineața! Felicitări pentru victorie, în primul rând! Vă mulțumesc! Faru e pe 2 acum, măcar până la meciul de diseară dintre CSU Craiova și CFR Cluj. Sincer, la începutul play-off-ului, te așteptai la un parcurs atât de bun al Farului? Nu! Nu credeam că putem să jucăm de maniera asta, sigur. Aveam încredere în ceea ce îmi spunea Cicli Magic, îmi spunea că vei vedea Cipri că vom juca fantastic, nu mai pierdem un meci în play-off. Și eu eram sceptic și îi spuneam, mamă, Gicane, chiar așa? E, uite, chiar așa se întâmplă. Pentru că ce-am trecut de presiunea aia care era tensiunea de a îndeplini obiectivul și am jucat cu teamă, țin minte, ultimul meci la Botoșani, am prins play-off-ul cu greu. Ulterior, ați văzut și voi că atunci când ai entuziasm, tinerești au nevoie de încredere și joacă, și noi știm să jucăm atunci când nu avem presiune, puțin de jucătorii știu să joace sub presiune. Jucătorul român în general, prin ADN, nu-i prea-i place. Lui nu-i place să aibă concurență, lui nu-i place să sufere vreun pic. Lui joacă cel mai bine când n-are presiune de jucat. Ce ne poți spune despre situația lui Amin Ben Shaib? El nu a fost deloc în lot în meciurile de play-off de până acum, iar seara trecută brusc a apărut, în opinia mea a arătat extraordinar, a și înscris, dar pur și simplu toate atingerile precise. Chiar mi s-a părut foarte impresionant. Sincer să spun, și eu am rămas plăcut surprins, nici eu nu l-am văzut foarte mult. A avut probleme de ordin medical sau care a fost motivul pentru care... Da, a avut accidentat foarte mult timp și a revenit după aia, s-a accidentat din nou, deci a avut probleme de sănătate și, sincer să fiu, nu mai știam forma lui. La momentul acela, l-am transferat, iarăși a fost un pariu al lui Cică, care a crezut în el și crede în continuare. Așa că prea multe n-aș putea să vă spun decât ceea ce a spus și pe aia seară. Aici, Gică l-a simțit la antrenamente, el a simțit să-l bace și pe total, cum a făcut echipa. Până la urmă, tot ce se întâmplă pe partea tehnică, i-a partidul Gică.